Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Astăzi veți învăța să gătiți gozleme. Alegeți un plic și găsiți-o pe doamna care vă ajută. Vă va ajuta. Urmați instrucțiunile cu atenție. Doar când veți reuși să preparați gozlemes, veți primi următorul plic și veți putea să continuați ăsta? Da. Hai. Trebuie să căutăm pe doamna. Trebuie să o găsim pe doamna Mrs. Kesban. You don't know? Am dat la picior în satul respectiv, am tot întrebat. There? Kesban! Kesban! Yeah! Love you, Kesban! Merhaba! Super simpatică, doamna. Ea trebuie să ne învețe să gătim... Ceva. Gezebe. Ah, uite, Gugu. Wow! Hello! Merhaba! Merhaba! Oh! Aveau ca un fel de plită, nu știu cum se numește obiectul respectiv. Și stăteau și făceau un fel de placinte. Viața mea. Pun multe faina ca să nu se lipească. Asta e. Vezi? Am zis clar, Elvira mă salvează la proba asta rupe, că eu nu reușesc să fac. Mamă, eu și gătitul, hai. Pe care vrei să-l păstăm? Oricare, da. Ne spune Irina. Dragilor, căutați-o pe doamna Rabia. Trebuie să căutăm pe doamna Ruby din satul respectiv. Madame Rabia. Madame Rabia. Rabia. You know? Hai, te întrebăm aici. Lizzie, hai. N-am plecat bine de la panou, m-am strigat de dor. Rabia. Madame Rabia. Madarabia! Madarabia! Într-o curte? Aur. Merhaba! It's ok. Merhaba! Ne-am băgat în curte, două doamne ne așteptau cu două mese rotunde. Deci, Lizzie, tu trebuie să te pricepi, eu îmi spraf la astea. Nu, hai că despre... Ești foarte bine, iubire. Da, mă, bă, iubire! Haide, mă! Trebuie să facem cinci, face Lizzie, trei fac și eu două de alea mai așa. Trebuie să dai bățul cu făină. Da. S-a întins bine. Așa a făcut de două ori, așa, și la un moment dat s-a făcut cât masa, mă, deci mamă, masă. Mamă, cât de subțire l-a făcut. Și la un moment dat le și rulau, adică rulau aluatul, după aia îl desfăceau, avea o tehnică pe care n-o văzusem până atunci, dar apoi s-o și încerc. Nu, umple, Mihai, umple aici umplutura. Asta e ceapa cu brânza. Am pus niște verdeață acolo, ne-a arătat cum se păturește. Se pac. Cum se papază pe ea, așa, ding. Apoi o pune pe băț. Și o întinde acolo. Mamă, dar cred că e bun rău. Pune pe foc, gata, m-am înțeles. Asta. Mai cu încredere, iubirea mea. Pe mine, să nu se rupă. Hello, we are looking for Janet. Yes. Janet, Janet. There? Niște fete simpatice. Ne-a arătat-o pe doamna... Janet! Janet! Yeah. Maraba! Maraba! Alexandra, Hanica! Hanica! Să facem gâzleme! Hai! Toată ziua s-a desfășurat în niște zone defavorizate, cu oameni simpli, săraci, și comunitatea sătească funcționează cu socializare cât cuprinde, cu rude, cu vecini. Mă, cred că glumești. Nu e adevărat, e foarte simplu. Se va rupe, nu e simplu. Nu e adevărat, deci dacă la ea nu se rupe, nu se rupe nici la noi. Ideea e făină mereu, okay. Din abundență. Și eu o să-i fac ei o demonstrație de o să o ia pe-a mea. A, împinge ăsta, aha. Nu mai pun ea camera. O, du, mașala. Hai, asta. O, du. Good? No? Ok? Ok. De mine. Ok? 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 We put this? Am tot încercat să-l întindem. Ele ne-au spus după aia să punem ceapa și brânza înăuntru.
Cu spanac, cred. Cu spanac. Așa-i, vedeți? La noi numai cu brânză și tot așa cu ulei se dă. L-am uns cu ulei, l-am împachetat. I-am dat ce am, jorul i-am dus, dat ce eu i-am zis. Și le puneam pe foc. Ca pe un plic, așa. Ca pe un plic, exact. Hai, next one. Da, 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 asta zic și eu. Așa zic și eu, că nu e... Tot zicea aia, hâzâlâ, hâzâlâ. Bă, când auzeam hâzâlâ, deci vedeam semafoarele în fața ochilor și rățuște. Și un nărâdă iaide. Dă-vrâdă, 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 dă-vrâdă. Hâzâlâ, hâzâlâ, dacă terminăm. Mai bag-o pe băț. Ok. Că nu știu cum să fac. Când mă uit la Cosmin, mamă, deja el aproape terminase un aluat de la de făcut, l-a umplut, l-a pus pe foc, în timp ce mă chinuiam. Anumân-mă. Anumân-mă, da. N-au dilmec, ce dilmec, că eu am zis... Da, mamă, vă urmă, ceva ne-am zis. Turkish, și English. De ele, de ele, de ele. Yes, yes, yes. Nu prea se pricepe, eu n-am luat-o de gospodină, dar... Așa? Dă la. Uite, dă-o așa spre margini. Așa, dă-o. Așa. Îți dau clasă, fata, acum. Uite-te ce trebuie făcut, poate data viitoare îl faci tu mai bine. Aha, te și gâlere. Hai, tăi aici. A. Să vezi ce părintea ce crezi. Burea. Am burea. De aia te gândești la mâncare, mă. Ok. Ok. Ciao, cuzel. Next. Să nu tu simți? Eu sper să nu ne dau drumul de aici până când nu le gustăm capul. Eu sper să-mi dea drumul de aici cât mai repede, că nu vreau să... Ok. Aici s-o fac? Alexandra, te rog, eu i-am cerut permisiunea că e gata, nu mai fii atât de perfecționistă că... Da, ea zice. Da. E ciocuna. Super. Bineînțeles că au fost foarte apreciată. Yes! Ele. Mâna mea se vedea că are experiență. Așa? Pui tu? A, e cu... Delic. Hai ca să nu pierdem timp, să nu am încredere 100% în ea, în ce înseamnă gătit. Nu că e soția mea, dar gătește extraordinar. Mie mi-a plăcut locul ăsta și m-am simțit foarte bine și mi s-a părut că am făcut o chestie așa foarte specială pe care n-am făcut-o până acum. Și chiar am spus că în momentul în care ajung acasă am să încerc încă o dată să le fac. Okay. Thank you! O să le caut exact numele și rețeta. Au ieșit extraordinar de bune. Am făcut și eu două până la urmă. Da, ai făcut și chiar s-a descurcat foarte bine, Mihai. Mă apuc de gătit. Aoleu, cutii, știi să faci cutii? Cutii? Da. Placintele trebuia să le punem în cutie, dar ce se vezi, cutiile trebuia să le strângem noi. Trebuia invers, nu? Super! Hai că e bună, ce vorbești? Păi, dacă oamenii ăștia ne țin să le facem placinte, eu stau aici. Like this? Hai să facem cutiile, Elvira, întâi. Păi, eram panicat. Dacă greșești ceva, dacă au ceva. Asta. Nu mă, ce bucătar pe ce pui voi, băiatule. Clar nu am avut. Trebuie să recunosc că doamnele totuși au avut grijă la mine, fiind băiat, s-au gândit, bă, de unde să știe ăsta să întindă și m-a mai ajutat așa. Șolea. Mi-am arătat, dar mi-am mers mâinile, adică pe... Te-ai descurcat, nu? M-am descurcat, ok. Tolea. Five, nu? Five. Am făcut 5 cozmele de alea, cozleme, ce-o fi ele. Pachet? Trebuia să le luăm cu noi niște cutii. How we put the pachet? Dacă nu-mi dai să și mănânc, mă supăr. Sau poate fi o motivație ca să mai încerc și altă dată. Good. Mănânc și eu? Nu! Păi mi-e foame! Am lucrat degeaba la mine acasă, dacă muncesc, papa! Nu? Aici nimic! Gata? E și asta? Can we eat it? Can we eat this? For us? Yes? Thank you. Gata. Fai! Stai. Thank you, te șechilere îl drăm. Nici nu știu cum n-am înțeles, dar cumva n-am înțeles. Și cumva am mers destul de repede. Căutați steagul Asia Express la castelul Șelciuc. Hai, Asluc, Calesi. Hai, nu mai mâncăm, hai.
am plecat cu cutiile și cu piersicile, da, către următoarea misiune. Doamne, cât de bune sunt de asta! Păi, bine! Dar le băgase, mă, în micioar. Ele aveau forma de cutii. Ce ai, mă, proști la aia de... Ia, mă, fătul, că eu pun... Aici m-am descurcat eu mai bine, că am mai împachetat, am mai împăturit, da, ceva. Gata. 1, 2, 3, 4, 5. Asta e mișto, că unul... Măcar ne completăm. Da, da, da. Când e unul bun la ceva, celălalt stă când, așa, adică chiar ne completăm, suntem super ok. Hai de sus. Ne trimite cu un domn care nu ce cu tractorul să ne scoate la un drum principal. Băi, mare pițer tu așa. Da, cu... Pițerul meu. Numai de astea te pun să faci acasă. Da, da. Mai pâini și pâinici. Abia aștept. Te descurci? Bine, bravo! Gata, numai că te bat cu asta dacă mai comentezi ceva. Eram oricum destul de convinsă că finalitatea plăcintelor nu va fi la noi în burtă. Sunt misiunile astea, că asta cu dacă e să mănânci ceva, mănânci ceva rău. Ceva bun nu prea dă nimeni. Trebuie să te chinui să muncești. Good, 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 good. Mamă, ce bine miroase. S-a întâmplat la final ca noi să împachetăm ce-am muncit acolo. Ne mai luat și asta timp. Thank you! A fost foarte drăguț! Ghiuzel, pa, 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 pa! Am luat ghiuzele mele cu noi și am plecat din nou cu tractor. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură! Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.